Noi capcane pentru șoferii care circulă pe șoselele din capitală din cauza caniculei din această vară. Asfaltul s-a topit în unele zone pe marile străzi și s-au format șanțuri. Spre exemplu, pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, pe banda dedicată troleibuzelor, sunt mai multe șanțuri adânci de până la 25 de centimetri. Potrivit oamenilor, există un motiv foarte simplu pentru care se întâmplă asta: o rețetă a asfaltului necalitativă, care nu are rezistență la căldură. De altă parte, autoritățile spun că se intervine deja pe cele mai afectate porțiuni. În această stație de așteptare din cadrul cartierului Telecentru al Capitalei, situată în apropierea pieței Docuceaev, parcă s-au format dâmburi. Sub greutatea autovehicolelor mai grele, asfaltul parcă a plecat de la locul lui. Din păcate, astfel de exemple pot fi văzute pe majoritatea străzilor din capitală, iar șoferii sunt nevoiți zilnic să-și testeze abilitățile de șofat. Noile șanțuri apărute pe străzile din capitală pot fi capcane foarte periculoase și provoacă pagube serioase mașinilor, spun șoferii. Calitatea asfaltului care îl pun, asta e problema. Și ce ar trebui să facă autoritățile? Sau ce măsuri ar trebui să fie luate? Măsurile trebuie luate la uzină care îl produce. Lucratorii nu-s de vină. E foarte periculos chestia asta, e foarte periculos, e un disconfort extraordinar de mare, într-adevăr. Eu cred că s-au format numai din cauza compactării greșite a drumului, că până pune asfaltul se compactează, da? Și depinde că căldura e mare, se așează. E, da, e destul de periculos, dar depinde de șofer cât de atent. Eu cred că este o matematică făcută, o formulă care cât proporție spune și sumă. Și dacă să respecte toate care e făcut pe foaie alb-negru, eu cred că să fie și drumuri mai bune. Potrivit autorităților municipale, în ultimii ani proiectele de infrastructură au prioritate. Primăria are program multianual pe care îl vom propune Consiliului în acest sens și mergem pe o evaluare generalizată complexă a stării carosabilului, trotuarului, dar să știți că investim cel mai mulți bani de când există Primăria Municipiului Chișinău în diferite proiecte de infrastructură, dar trebuie să conștientizăm cu toții că 90% din infrastructura curților, blocurilor locuit, a carosabilului în general, a trotuarelor, este dezastroasă. Pentru anul 2021, în bugetul de stat sunt prevăzuți 3,8 miliarde de lei cheltuieli pentru reparația și întreținerea drumurilor.